Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Etalare pentru aprilie și înainte să încep etalarea, vreau să vă spun că am avut mari probleme cu aprinsul lumânărilor, cred, dar mare, chiar n-are rost să mă lungesc pe această poveste. Cred că unii dintre voi v-ați pierdut credința într-o privință sau în general, aveți tendința să vă faceți gânduri negative, să gândiți negativ sau să lăsați informații negative să vă influențeze și uite așa, poate și să gândiți așa zis logic, rațional și să vă îndepărtați de spiritualitate și să vă îndepărtați de credință. Și interesant, foarte interesant este că a venit acest mesaj. Aveți credință. Vreo trei lumânări a trebuit să aprind. Trei lumânări. Asta ca să spun pe scurt. Înainte de a începe etalarea, să vă readuc aminte că etalarea nu este doar pentru Soare, este și pentru cei cu Lună, cu Venus, cu Ascendent și cu Nodul Nord. Etalarea este colectivă, deci nu tot ce se spune într-o etalare poate să rezoneze cu voi. Nu tot. Luați ce considerați că vi se potrivește, ce considerați că sufletul vostru, în funcție de cum simțiți în momentul în care auziți informația, sufletul vostru are nevoie de o anumită informație. Dacă este ceva ce nu vă place, treceți și căutați în altă parte răspunsurile pe care le căutați. Dacă totuși ceva vă place, măcar ceva, nu zic musa întreaga etalare, dar anumite mesaje considerați că merită aprecierea, nu vă sfiiți să vă exprimați în așa fel și să, da, apăsați pe butonul like. Să nu uit să spun că o etalare poate să țină câteva luni. Vibrația unei etalări poate să dureze câteva luni. Deci e posibil să fi început să se manifeste sau să se manifeste în următoarele luni. Chiar dacă noi o facem în această perioadă. Pentru că totul depinde de capacitatea voastră de manifestare și evident că tot am vorbit de la început de credință. Dacă nu aveți credință, nu se va manifesta. Ce am văzut mai devreme? S-a arătat ceva. Nu știu ce s-a arătat. S-a văzut ceva pe cameră. N-a fost de la mine. Ceva în zona asta. În fine, haideți să vorbim despre cărți. Despre cărți. Și să leagă. Inițial am primit mesajele de la oracole. Și m-am întrebat ce legătură are muzica cu voi. Poate aveți legătură cu vreun săgetător, săgetătoare, pentru că și acolo undeva a apărut muzica. Ideea este că în contextul în care nu aveți credință și trebuie să încetiniți într-o direcție, într-o privință, într-un proiect, într-o relație, și evident încetinind, posibil vă pierdeți credința sau separându-vă, vă pierdeți credința, vi se readuce aminte. Nu vă pierdeți credința. Aveți. Lăsați această energie divină să vă ghideze. Fără divinitate nu putem face nimic. Și eventual, dacă într-adevăr trebuie să așteptați ceva, vă separați de ceva, puteți să vă alinați prin muzică. În acest moment, acesta ar fi mesajul pe care îl simt referitor la cartea aceasta. Și mai este încă unul. Interesant. Cred că nu ați comunicat, da, vi se zice să comunicați, fii doritor să exprimi dragostea. Nu ați comunicat anumite lucruri în relația cu cineva sau în anumite relații. Din acest vă explic de ce. Pentru că acestea sunt culorile ultimelor trei chakre, da? Vishuddhi, al treilea ochi și Sahasrara. Sahasrara. Deci comunicare, viziune și conexiune la spiritualitate. Ce zisei mai devreme, da? Ce zisei mai devreme? Eventual, prin muzică, vă puteți reconecta la o energie divină. Muzica poate fi într-adevăr de vibrație înaltă sau joasă. Poate ascultați muzică clasică. Nu musai vioară, dar e posibil.
Poate unii începeți, pentru că sunt capricorn cu calități creative excepționale. Eu cunosc pe cineva, dar într-adevăr și-a pierdut credința de câteva luni de zile. Și îmi sunt dragi capricornii. Îmi sunt foarte dragi. Pot fi oameni excepționali. De câteva luni de zile tot scrie. Ela, simt nevoia să vorbesc cu tine pentru că nu mai am credință de fiecare dată când vorbeam cu tine. Mă conectam la o latură spirituală. Posibil că și voi aveți nevoie de așa ceva. Vi se spune să mergeți mai mult în natură. Iar văd mov și aici, da? Legătura cu spiritualitatea, cu divinitatea. Să vă exprimați nu doar prin muzică, poate și prin alte modalități creative. Să vă exprimați, da? Willing to express, creative expression, music, evident. Și vorbiți cu îngerii. Posibil, îngerii vorbesc cu voi prin muzică, prin ceea ce îndrăzniți să pictați, să desenați, să modelați, să, nu știu, poate chiar compuneți vreo muzică, ceva, vreun cântecel. Ceea ce simțiți în natură, da? Eventual, în natură, vă reconectați la spiritualitate, la această energie Gaia, pământeană, deosebită energie pozitivă, evident, că sunteți semne de pământ, și în natură primiți niște mesaje de la îngeri. Iar ascultați-vă inima. Probabil unii dintre voi, pentru că apare și leadership, sunteți lideri într-un domeniu sau sunteți chemați după această perioadă să preluați conducerea într-o direcție, într-o relație, la job, undeva. Ideea este că această carte este excepțională. Ești conducător, dar marii conducători s-au ghidat după legile divine, după îngeri, da? Vorbiți cu îngerii voștri. Vorbiți cu îngerii voștri. Și ca să ieșiți din armură, armura în care, eu știu, v-ați încarcerat sufletul și trupul unii dintre voi, posibil din acest motiv trebuie să mergeți în natură și să vă exprimați un pic creativ. Înțelegeți? Ascultați-vă inima, nu o țineți în spatele armurii. Ascultați-vă emoțiile. Faceți yoga. Yoga, natură. Mesaje deosebite pentru capricornii. Și dacă într-adevăr trebuie să încetiniți, că na, suntem izolați, suntem separați majoritatea, dacă încetiniți, prin toate aceste activități, începe să vă recăpătați credința, începe să vă transformați. Parcă fiecare fluture arată o direcție creativă. Muzică, pictură, cărți, da, literatură, natură, yoga. Și transformarea voastră. Și vă ridicați deasupra problemelor. Aveți încredere că veți fi ghidați. 12. Poate sunteți născuți în decembrie, sunteți capricorn de decembrie. Transformați-vă unul, da, persoana voastră, prin comunicare. Și cum comunicați? Cu dragoste. Fiți doritori să vă exprimați dragostea. Dragostea îndură. Și iar vă trimit la 1 Corinteni cu 13. Mie cartea asta îmi sugerează. Dragostea îndură. 43. Poate aveți vârsta aceasta. În fine, urmează 11. Iar o carte care vă arată că aveți putere, da? Mai ales dacă sunteți conducători sau vreți să preluați conducerea într-o direcție sau, dacă nu neapărat într-o direcție, că nu o să fiți toți conducători, să preluați conducerea vieții voastre. În cazul în care v-ați separat de cineva, de ceva, trebuie să fiți liderii vieții voastre. Liderii. Și ca să vă conduceți viața corect, trebuie să vă conectați la inimă, la îngeri, la natură, la esența voastră. Sunteți puternici, prin orice ați fi trecut. Acțiunile vorbesc mai puternic decât orice. În momentul în care înțelegeți toate aceste mesaje, încep să apară binecuvântările și miracolele. Miracolele apar pentru cei care au credință, dragii mei, nu pentru cei care nu au. Da?
Etalările acestea rezonează pentru cei care au credință, pentru cei care le ascultă cu inima deschisă. Altfel, evident, o să zică baza, conii, e prostii, e chestii de ale lui Satana și toate prostioare de genul ăsta, da? Dacă nu aveți credință, dacă nu aveți inima deschisă, nu o să se înțeleagă ceea ce spun eu sau alte colege sau nu contează, da? De unde mai primiți mesajele? Pentru că mesajele pot să vină din multe direcții. Dar în primul și în primul rând, conectați-vă, mergeți în natură, plimbați-vă în natură. Dacă aveți o grădină la dispoziție, mergeți prin grădină. Dacă aveți un parc în apropiere, aveți dreptul, da? Ni se dă acest drept. Eu noroc că am grădină, nu trebuie să ies în parc. Nu mai trebuie să ies în parc. Dar pentru cei care stați la bloc, mergeți în parc. Eventual, înconjurați-vă de flori. Creați-vă pe balcon un loc plăcut. Și, mulțumesc de inspirație, încercați și folosiți aceste culori. Că vă plac, e minunat. Atunci meditați asupra lor, că tot aveți yoga, meditație. Dacă nu le-ați integrat, încercați să le integrați mai mult acum, în această perioadă. Nu știu de ce, probabil pentru foarte puține persoane, când mă uit la această carte, mă gândesc la un bărbat care chiar îi arată cam cum îl vedeți și voi, da? Cu bărbiță, cu brunețel sau șaten, care practică un soi de muzică. Nu se cântă la vioară, poate practică o muzică contemporană, da? Îl simt bărbat înalt, șaten brunet, cu pielea albă, da? Poate întâlnirea cu acest personaj să vă inspire într-un fel sau altul. Poate este un cântăreț. Studiați, vedeți cum rezonează în viața voastră mesajele pe care vi le aduc. Aveți încetinit. Și multe zodii au primit acest mesaj într-o formă sau alta. Pentru că, normal, suntem în izolare, unii chiar în carantină, departe de casă, poate unii. Încetiniți și, dragii mei, ambele mesaje sugerează aceeași idee. Încetiniți din activitățile pe care le faceți, pentru că știu bine că capricornii lucrează pe rupte. Pe rupte. Majoritatea. Dacă or fi, m-aș mira să întâlnesc un capricorn leneș. Nu cred că există așa ceva. Capricornii sunt făcuți să muncească. Dau cafeaua. Și să muncească mult și în afara casei. Poate că tocmai în această perioadă e bine să încetiniți, să stați mai mult pe lângă casă sau în natură și să vă conectați, cum am zis mai devreme, nu mai repet. Da? Puneți pauză și lăsați lucrurile să se desfășoare natural. Și pentru că aceasta e casa, pentru mine reprezintă casa a 12-a a peștilor, nu muzei, pentru că sunt pești. Din mai multe motive. Și casa a 12 este casa în care ne lăsăm în voia lui Dumnezeu. Ne conectăm la Dumnezeu, dragii mei, nu ca săgetătorii, să zicem, nu prin religie, că asta reprezintă săgetătorul, reprezintă religia și leu la fel. Nu, ne conectăm la spiritualitate prin vis, prin artă. Asta e o energie neptuniană. Jupiter și Neptun. Evident și Pluto, pentru că apar fluturi transformare. Poate sunteți mai tineri și aveți Neptun în Capricorn. Și atunci Pluto, ah, ce mesaj, mulțumesc mult, da? Și atunci Pluto vă transformă sistemul de gândire, sistemul vostru spiritual, religios, da? Trebuie să fiți mai deschiși, eventual să ieșiți din niște canoane. Și dacă n-ați crezut, s-ar putea să învățați să credeți. Și este mare lucru și este minunat. Și pentru că Neptun înseamnă și artă, evident că sunteți transformați printr-o direcție creativă. Fiți doritori să vă exprimați dragostea, dragostea îndură. Probabil că ați îndurat foarte multe, sunteți puternici. Ei, și tocmai pentru că ați îndurat foarte multe, învățați. Mamă, ce frumoasă e. Ah, mamă. Da, posibil că are legătură cu relația voastră cu mama.
Și nu doar. Am zis mamă. Am zis mamă. Oh, da. Mulțumesc de inspirație. Am zis mamă și mama este reprezentată de lună. Pentru cei care aveți lună în Capricorn, știu cât a fost de greu pentru voi în ultimii 2 ani, în mod special. Pentru că Saturn pe lună este criminal de dureros din punct de vedere emoțional. Dar v-ați recăpătat puterea. Și ați învățat să îndurați un soi de dragoste pentru voi, pentru cei din jur, și să vă transformați. Eventual, continuați această transformare. Dacă n-ați început, o începeți acum. Și cum am spus, fiți doritor să vă exprimați dragostea. Și dacă nu puteți prin vorbe, prin gesturi, poate reușiți printr-o formă artistică. 6, în acest moment, mi se pare că ține de Venus. Nu știu de ce, așa îl simt. În acest moment, 6 îl simt venusian. Mă gândesc la 6 de monede, la balanță, da? 3 și 3. Două feluri de comunicare între voi și altcineva. Cineva așteaptă să vă exprimați, da? Și voi trebuie să vă exprimați dragostea. Cineva așteaptă și voi trebuie să vă exprimați. Iar scoica creează. Aici este perluța care prinde viață. Este creația voastră care se manifestă, dragii mei. Învățați să creați și să vedeți că vă vindecați și nu doar că vă vindecați prin creație, prin artă, prin muzică, ci vă și conectați la credință. Într-o formă sau alta. Majoritatea artiștilor de orice categorie, natură, valoare, nu contează, mai devreme sau mai târziu, și-au descoperit credința prin arta pe care au făcut-o. Știu, poate vă întrebați, ah, ce ne spui, Ela, despre artă, despre credință, noi vrem, nu știu. De ce? Bănuiesc că așa am fost inspirată. Eventual, cum am spus și altă dată, când văd această carte, încercați să, dacă nu sunteți aproape de sufletul pereche, încercați să aveți credință că vă veți întâlni și să vă conectați undeva în astral. Aici iar văd un cuplu care dansează. Evident că dansează pe muzică. Iar în momentul în care ascultați muzică, reușiți să visați, să sperați, și de fapt speranța este baza credinței, nu? Bine, credința e un pic mai profund decât speranța. Ieșiți din această rețea de gânduri. Ieșiți din rețeaua de gânduri. Visați cum ar fi să fie persoana dragă lângă voi. Să dansați, să ascultați muzică împreună. Eventual, tot așa, visați că vă plimbați. Ia uite ce frumos vine mesajul. Prin pădure, printr-un parc. Și uite așa, învățați să manifestați și să vă transformați creativitatea, da? Credința și dragostea. Și dragostea. Da, ciudat. Trei lumânări am aprins, dragii mei. Citiți din Biblie, este o parabolă a fecioarelor care n-au avut lumină în momentul în care trebuiau să aibă lumină. Este foarte potrivită nu doar pentru voi, dragii mei Capricorn, dar pentru toți cei care experimentează izolarea în această perioadă. Pentru toți. Eventual o să atașez jos, nu la comentarii, în sub video. Unde puteți găsi în Biblie acel pasaj, acea parabolă? Posibil pentru că am văzut, să pară și vouă. Pentru că este un trei de cupe, evident, poate să sugereze și un trio. Unii sunt în triouri, chiar dacă alții se supără, dar chiar au fost. Ieșiți dintr-un trio. Că ieșiți voi, că iese partenerul, partenera voastră, cineva iese dintr-un trio. Și
Probabil că a trebuit să vă luptați, că asta înseamnă 5 de bâte, concurență, lupta cu concurență. Sau ei, sau voi. Este că la capătul setului aveți succes. Aveți succes într-o privință. Ieșiți din niște proiecții, eventual cu succes. Ieșiți din niște relații în care v-ați proiectat, de-aia apar și dezamăgirile, de-aia apar și triorile. V-ați proiectat imagini false, mai mult sau mai puțin, în care a trebuit să jonglați între două situații, între job și relație, între relație și altă relație, da? Ați comparat, eventual, ați fost între o persoană semn de aer și una semn de apă pentru unii. Pentru unii, da? Doi de monede este între aer și apă. În fine, ați comparat, ați avut argumente tot timpul, eventual cu un rac. Pentru că este arcana numărul 7. Dar toate aceste lucruri v-a ajutat eventual sau vă ajută să învățați să aveți credință. Ce înseamnă asta? Să vă conectați la esența voastră, să nu mai fiți o umbră, să nu mai fiți atei unii dintre voi, dar bănuiesc că cei care ascultă aceste taluri nu sunteți, ci credeți în forme spirituale. Și totuși, dacă v-ați pierdut credința, vă rog, reveniți-vă cu răbdare. Dați-vă timp. Slow down. Încetiniți, puneți pauză, relaxați-vă, visați. Că și capricornii trebuie să viseze, știu sigur. Unii capricorni pot fi foarte romantici și prieteni adevărați. Ah, să vă și arăt. Da? Prietenie, doi de cupe. O prietenie stă în preajma voastră. Un suflet pereche în preajma voastră să vă susțină într-o formă sau alta. Nu e obligatoriu să fie iubit, iubită, poate să fie un membru al familiei, poate să fie pur și simplu un amic, o amică, da? Cineva. Ieșiți, teoretic a trebuit să ieșiți, da, din singurătate, din întuneric, începe să vedeți lumina. Așa, dar astea sunt mesaje scurte, haideți să vorbim, da? Există un trio, trei de cupe. Și o atracție puternică, despre care cineva ar vrea să vorbească. Dar s-ar putea ca una din persoane să se simtă trădată și să vrea să se elibereze iar de acest doi de monede a doua oară când apare. Da, de acest trio, iar apare un trio. Sau o relație neclară, injustă, da? Pe care trebuie să o vindecați cu răbdare. Trebuie să o vindecați cu răbdare. Evident că aceasta pentru unii poate să fie o relație, balanță, dar e o balanță care nu este în echilibru. O relație cu un săgetător, săgetător, care v-a consumat foarte mult pentru unii. Dar nu e obligatoriu, că nu toți ați avut de-a face cu săgetători. Da. Da. Sau cărțile la o parte. E frumos, mie îmi place când apare arta ca o formă de exprimare. Îmi place la maxim. Sper să înțelegeți și voi importanța artei în viața noastră. Vreau să amestec un pic cărțile. Capricorn, soarele, mă, Venus, ascendent în Capricorn. Ia să soarele, mă, Venus, ascendent, mă, Dumnezeu, în Capricorn, aprilie. Ia uite, singurătate, eremitul. Aprilie 2020. O călătorie spirituală. Și călătorile spirituale sunt lungi, dragii mei, sunt lungi. Ori un semn de foc vă blochează, ori în voi învățați să vă blocați. Ideea este că vă descoperiți puterea. Am văzut și mai devreme. Dați în urmă. Și în această perioadă în care trebuie să vă abțineți, vă conectați la spiritualitate, dragii mei, așa ar fi frumos. Vedem ce alte mesaje vin. Da. V-ați recăpătat puterea într-un trio. Aici, da, s-au amânat niște lucruri. Dar lucrurile se vor schimba. Amânările, da, slow down,
spânzuratul, se vor schimba când ieșim din izolare, Jupiter. Și veți merge către o dragoste adevărată sau către echilibru emoțional și se va face justiție în viața voastră, într-o formă sau alta. Asta era ceară de la lumânările care n-au vrut să se aprindă. Ce ciudat, domne, ce ciudat! Să încerci să aprinzi lumină, da? Să te conectezi la lumină și să nu vrea lumina. Ce chestie. Acum, le tăiasem, da? Oh, ce frumos, valetul de cupe. Regele de monede. Ai, regele de spade, doi regi. Wow, și o regină. Soț, soție. Sau perechea voastră divină, regina de monede. Wow. Între voi și soțul, soția, a apărut un semn de aer pentru unii. Magicianul. Vai, dar ce cărți puternice. Cavalerul de monede. Asul de spade. E de bine? Asul de spade. Victorie, înțelepciune și îndrăgostiți. Frumos. Oh, dar apar griji. Oh. Apar griji. Că-i fecioară, că-i balanță, apare de două ori balanță, împărăteasa și Venusul, da? Poate să fie și fecioară, poate să fie și taur și poate să fie și un semn de aer, care probabil are aceste planete sau poziții prin harta natală. Ideea este că e o persoană frumoasă, independentă, care într-un fel sau altul sunteți voi. Eu zic că vă ridicați din griji și din boală. Boală sufletească, evident. Griji. Din grijile prin care ați trecut. Dacă ați fost la pat, sau dacă v-a durut ceva în relațiile cu ceilalți, o să vedem cum se clarifică, vă ridicați. Au fost niște minciuni. Dar eu cred că vreți să lăsați minciunile acestea. Minciunile pentru care v-ați făcut griji. Vreți să le lăsați în urmă, să fiți... Deci, 9 de monede este împărtasa varianta mică. Eu zic că prin mai începe să aveți o creștere, o vindecare, un spor. Posibil începe să puneți bazele unei relații, unui proiect la locul de muncă, care va duce abundență financiară, stabilitate pentru doamne dacă sunt singure. Creșteți financiar și lăsați în spate niște griji pentru o situație în care ați fost mințiți, mințite. Asta prima. Haideți să vedem acum, că e etalarea pe aprilie. Acum în aprilie. Un semn de apă încearcă să vorbească cu voi într-un mod emoțional. Pești, drac, scorpion. Dar văd acești regi, doi regi și o regină. Wow! Teoretic ar trebui să nu vorbesc multe de persoane. Evident că pot să fie persoană, semn de pământ, semn de aer, iar semn de pământ. Bărbați, femei. Poate aceste persoane să vă spună ceva. Voi știți ce se întâmplă în viața voastră, ce reprezintă. Eu simt că ar trebui să vă reprezinte pe voi. Capricorn este un semn
Este semnul lui Saturn, da? Sunteți guvernați de Saturn. Saturn este foarte intens și foarte sobru. Semn de pământ, da? Și Saturn nu prea vorbește, pune restricții, nu se exprimă, da? A apărut exprimați-vă, fiți doritor să vă exprimați, să vă exprimați dragostea. Ori voi învățați să vă deschideți un pic sufletul și să exprimați un pic din ceea ce simțiți. Pentru că vă dați seama că această energie foarte grea nu vă ajută la nimic. Și voi vreți să manifestați dragoste. Există o regină de monede. Ați putea fi voi dacă sunteți femei. Care are în spate un aventurier, semn de foc. Și simte că a fost manipulată. Magicianul poate să fie manipulator, da? Asta pentru că am văzut și minciunile, da? Simte că a fost manipulată într-o direcție. Într-o privință. Și își dorește să aibă o victorie într-o relație frumoasă, cu sufletul pereche, și este hotărâtă să meargă pas cu pas, cu răbdare, către această victorie. Asta e o variantă. Haideți să mai dau încă una. Vedem și cum se clarifică. Pentru unii care sunteți căsătoriți, eu văd o separare, da? Am zis mai devreme, regele de spade poate să fie un avocat între soț și soție. Și eventual se discută din cauza unei aventuri, a unei manipulări emoționale. Și pentru că unul dintre, adică voi doi vă separați, trebuie să mergeți pas cu pas să vă redresați financiar, cum am zis mai devreme. Vreți să tăiați Să tăiați legătura cu acest aventurier. Da? Aventurier. În fine, să zicem. Nu facem diferențe de sex. Posibil, dacă ați fost o soție sau mai sunteți încă, să se discute și problema unui copil. Eventual, pentru unii, vă dau mai multe variante ca să vă creați scenariul. S-a pus problema unui copil din cauza unei aventuri. Foc, leu, berbec, săgetător, gemeni, pești, rac, scorpion. Asta pe diagonal. Dar cum am spus, această aventură trebuie... A semnului de foc. V-a separat pe voi semn de pământ. Semnul de foc este între semnul de pământ și semnul de aer. Acum, iar vă luați mesajul vostru, da? Ia, deci de două ori. Ha, interesant. Deci semnul de foc, cineva din viața voastră care reprezintă acest semn de foc, este între aer, balanță gemen, vărsător, și taur, capricorn sau fecioară. Aveți un semn de foc care este chiar în mijlocul etalării. Să zicem că semnul de pământ sunteți voi și semnul de aer este o a treia parte. Dar să continuăm și altfel. Am spus, astea sunt mesaje scurte, vă luați ce se potrivește cu viața voastră. Dacă nu ați exprimat prea bine ce simțiți, ce vă doriți, cum gândiți, vă doriți să exprimați și emoțional măcar un pic și probabil o veți face stângaci, pentru că este o exprimare destul de imatură, poate prin muzică, cum am spus mai devreme. Și să vă exprimați față de o persoană pe care o simțiți ca fiind perechea voastră ideală, față de care aveți pasiune, sunteți doritori să călătoriți către ea, sau, în fine, să mergeți mai aproape de această persoană și să manifestați.
o dragoste deosebită, da? Simțiți că vă completează. Și vă doriți să manifestați pas cu pas, cu răbdare, cu atenție. Vă doriți să manifestați un nou început, o victorie, eventual acest suflet, că asta este perechea voastră divină pentru unii dintre voi, da? Perechea voastră divină. Ia uite cum este. Și dacă până acum nu ați comunicat, pentru că regele de spade nu comunică, vă doriți, partea masculină, da? Vă doriți să comunicați. Și în general, bărbații sunt stângaci în exprimări emoționale. Asta e adevăr. Vă doriți să exprimați adevărul și victoria. Și să manifestați, cum am zis mai devreme, să manifestați pas cu pas această relație, această uniune a sufletelor voastre. Vedeți? Asta pentru că simțiți multă pasiune pentru ei, da? Există multă, multă chimie, atracție sexuală. Este o altă variantă. V-am dat mai multe, sper să vă găsiți răspunsurile personale. O să vedem acum cum se clarifică povestea. Un într-adevăr, ieșiți dintr-un trio și încercați să mergeți eventual către un alt suflet care vă completează. Dar, repet, vă faceți griji încă o perioadă, de-aia trebuie să aveți credință. Și dacă vă separați, pentru că apare femeia singură, da? Soțul, soția se separă, v-am zis, o să învățați să lăsați în spate minciunile, pentru că, na, cavalerul de bâte uneori este mai mincinos. Și am zis, magicianul poate să fie manipulator, iluzionist. Le lăsați în urmă și mergeți, dragii mei, dragele mele, către această poziție, da? De stabilitate, frumusețe. Sunteți puternice, cum am zis mai devreme. Dragostea îndură, dar îndură până la un punct. Din punctul acela începe să manifeste o nouă dragoste cu sufletul vostru pereche, cu flacăra voastră geamănă, o nouă dragoste și acolo va fi creșterea în acea direcție. Ce mai bine. Da? Iar valetul de monede. Similar oarecum cu cavalerul de monede. Pas cu pas vă vindecați. Vă vindecați și mergeți mai departe. Comunicați. Poate unii cu un rac. Dar comunicați chestiuni emoționale. Vă comunicați fricile. Învățați să fiți mai deschiși. Învățați să fiți mai deschiși. Să vă comunicați fanteziile. Intuiția. Să vă conectați la intuiție. Eventual s-ar putea să aveți o poveste în secret cu cineva. La capătul setului. Am mai zis? Am mai zis, da? Am zis. Dați în urmă. Haideți să vedem, să clarificăm. Ok. Hai să mai amestec o dată. Capricorn, soarele, nu avem să așteptăm. M-a adunat în Capricorn. Aprilie 2020. 30 și ceva de minute, vai, Capricorn. 20. Nu știu de ce simt nevoia să oftez la italiară voastră, deși sunt cărți intense. Integrare. Integrați. Fighting. Rezistență, aventură, semn de pământ, participare, mamă, epuizare. Iar am zis mamă. Fiți atenți că dacă ceva din relația în care sunteți sau în care ați fost
ceva v-a rănit, ceva nu a mers, încercați și documentați-vă despre conceptul acesta al relațiilor pe care le copiem de la părinți, de la mamă. De exemplu, bărbații, în general, merg către femeile care le amintesc de mamele lor. Și dacă nu au o relație bună cu mama lor, evident că nu vor avea nici relații bune cu soția, cu iubita, cu prietena. E un concept destul de complex, poate vreodată curajul, de fapt, vom mai discuta despre asta. Masterul, profesorul spiritual, iar apare în mai stresul, minciunile, peste care trebuie să învățați. Ia uite, visele. Ați visat, v-ați stresat la un vis. E o iluzie. Care trebuie să învățați. Ia uite, un trei de cupe. Care v-a epuizat. Pe voi, pe ei, iar apare trioul acesta. Da? Dar nu uitați că prin toate câte ați fost, trebuie să rămâneți conectați la o latura voastră inocentă, să nu vă blocați inima, să aveți încredere, să aveți credință. Toate experiențele se vor schimba, toate situația asta, toate experiențele prin care treceți ne ajută, vă ajută să evoluăm, să evoluați, da? Iar semn de foc. Semn de foc eventual guvernat foarte mult de latura aceasta sexuală și cineva suferă. Cineva suferă, sunt niște amânări. Și iar oftez, nu știu de ce oftez, probabil că voi știți, simțiți. Dar lăsați-vă duși de emoții și urmați-vă prin aceste emoții, învățați să vă dezvoltați creativitatea. Creativitatea este taur sau balanță, iar semnul lui Venus. Și încercați să vedeți dincolo de iluzii, uite, în spatele iluziilor. Și nu doar atât, să nu mai aveți atâta control mental într-o situație. Fiți mai relaxați, emoțional. Am zis, fiți relaxați și încercați să vă conectați la chestiuni creative care vă inspiră. A fost clarificat așa, valetul de cupe a fost clarificat de integrare. Regele de monede de luptă. Ambiții. Ambiții mentale, ambiții de a-și impune părerea într-o formă sau alta. Că sunteți voi, că e altcineva cu care ați avut de-a face. Au fost niște... Ia uite, se și vede, da? Niște discuții. Și regele de monede este foarte fixist. La fel și regele de spade. Și aventura sugerează cavalerul, sau sugerează, în fine, este similar cu cavalerul de monede. O situație care, o aventură, cum am zis mai devreme, o aventură, sau pur și simplu o călătorie, o relație care se, sau un proiect care se dezvoltă greu. Sunteți în postura de ucenic, de necunoscător. Voi sau ei? Eu zic că sunteți voi. Nu puteți să mergeți către acea... Da. Este o energie a voastră, a unora, care vă ține pe loc, nu vă lasă să vă apropiați de acest curcubeu. Curcubeu, dragii mei, înseamnă speranță, înseamnă credință, da? Încercați să integrați experiențele trecutului și să învățați, că aveți profesorul spiritual, să învățați, să vă învățați. Deci unii dintre voi nu vă puteți exprima, unii dintre voi. Eventual, în momentul în care integrați experiențele trecutului, negative și pozitive, reușiți să veniți cu un mesaj mai blând, emoțional, prin muzică, cum am zis mai devreme, și vă exprimați față de cineva. O fi regina, o fi rege aici, nu contează, da? Vă exprimați față de cineva. Toate aceste lupte interioare, toate aceste ambiții, încăpățânări, da, uneori capricornii sunt încăpățânați, fiind serioși.
Unii dintre voi, într-adevăr, ați avut un semn de aer cu care v-ați tot luptat, într-un fel sau altul. Sau semn de foc. Undeva pe la jumătatea lunii, teoretic, ar trebui să participați. Să puneți bazele. Unei stabilități la care visați. Regina de monede mi se pare o energie foarte creativă și am vorbit de creativitate și mai devreme. Dacă vreți să manifestați acest lucru, ar fi minunat. Pentru că, eventual, printr-o comunicare creativă puteți să vă păstrați stabilitatea în casă. Sau, dacă nu e vorba de stabilitate în casă, că am vorbit de o situație între doi soți, soț-soție, printr-o comunicare creativă, reușiți să puneți bazele unei relații de lungă durată. Pentru că, în acest moment, acest aventurier este epuizat de aventuri. Cine o fi? 9 de bâte și cavalerul de bâte. Este epuizat. Ori este o persoană care stă în spatele vostru sau va influența foarte mult, cu care n-ați putut manifesta. Da, n-ați putut manifesta. Lucrurile s-au dezvoltat foarte încet, da? Foarte încet. Se termină bateria. Dar dacă învățați să vă dezvoltați la această latură creativă, pentru că asta reprezintă regina de monede. Ce face regina de monede? Face prăjituri și le vinde. Croșetează și vinde. Pictează vase și vinde. Eu știu ce mai face. Se ocupă de babysitting. Nu contează. Orice face, face bani din orice face. Teoretic ar trebui să fiți voi. Acolo. Aici. Și în acest fel să vă puneți, să vă creați bazele unei relații solide în viitor. În cazul în care ați trecut printr-o situație cu o persoană care v-a consumat energia, o aventură care v-a consumat energia, v-a epuizat, sau un stil de viață pentru unii bărbați. Sper că sunt înțeleasă. Sper că sunt înțeleasă. Și în momentul în care faceți lucrurile astea, pas cu pas, pas cu pas, dragii mei, vă atrageți abundența și nu doar. Dragile mele, dacă vă separați de cineva, veniți mai aproape de perechea voastră divină, pentru că abundența reprezintă regele de monede. Un alt soț, o altă soție, în cazul în care vă despărțiți de cineva. În cazul în care vă despărțiți de cineva. Eventual, dacă cineva a intervenit în relația voastră, printr-o comunicare creativă cu persoana dragă, îi puteți readuce, da? Îi puteți readuce în preajmă. Aveți curajul să comunicați despre relație, despre dragostea îndură, da? Cât ați îndurat, cât sunteți dispuși să îndurați, că voi doi împreună sunteți potriviți eventual, sau că această persoană, pentru unii s-ar putea să fie o nouă persoană, da? Pentru unii, aveți curajul să o luați de la zero, să încercați într-o nouă direcție, pentru că este foarte posibil și așa ceva. Într-o nouă direcție, aveți curaj. Pentru că dacă vă separați de cineva care v-a trădat, cineva vă așteaptă să vă completeze, dragii mei. Uh-huh. Și să învățați din lecția aceasta. Să fie un soi de profesor, următorul partener să fie un profesor spiritual într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta. O persoană mult mai înțeleaptă, pentru că asul de spade înseamnă și înțelepciune, da. Dar trebuie să aveți curajul. Acum, asta este o etalare colectivă, vedeți cum rezonează, repet, că sunteți bărbați, femei, care aveți diferiți parteneri, unii singuri, alții căsătoriți, unii cu copii, alții fără copii, încercați să vă selectați mesajele. Da. Va mai dura o perioadă. Va mai dura o perioadă. Dar probabil că
încă învățați un pic să lucrați cu voi. Pentru că asta e, dragii mei, trebuie să înveți, să aveți credință. Și lucrurile, da, merg mai greu, să nu uităm, slow down, merg mai greu. Zodii pe care le-am văzut, Balanța am văzut, Taur, Capricorn, sunteți voi, Fecioara am văzut, Leu, semne de aer, Balanță, Gemeni, săgetător pentru unii. Cam acestea sunt semnele pe care le-am văzut. Asta e. Vă doresc, dragii mei, vă doresc credință. Dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină. Vă pup. Numai bine.